Noul an vine cu vești bune în mediul educațional. Astăzi, la începutul ședinței de guvern, prim-ministrul României Marcel Ciolacu a anunțat că va crește numărul unităților de învățământ din țară care vor beneficia de programul Masa Sănătoasă, dar a adus și mai multe lămuriri cu privire la tichetele educaționale în valoare de 500 de lei pe care părinții le vor putea folosi. Tichetele educaționale vor putea fi utilizate de părinți pentru cumpărarea de rechizite și îmbrăcăminte pentru școală. Marcel Ciolacu a declarat că procedura a fost finalizată, iar în perioada următoare părinții vor intra în posesia cardurilor. Avem proiecte importante în domeniul educației. Înțeleg că procedura privind tichetele educaționale de 500 de lei a fost finalizată atât la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cât și la Ministerul Educației. Astfel, în cel mai scurt timp, cardurile vor putea fi ridicate de părinți și folosite pentru cumpărarea de rechizite și îmbrăcăminte pentru școală. Anul acesta, o mie de școli din țară vor putea beneficia de programul Masa Sănătoasă. Astăzi, aprobăm cadrul necesar pentru continuarea programului național masă sănătoasă în școli și în acest an. Masa caldă s-a dovedit esențială în reducerea abandonului școlar în zonele unde programul a fost aplicat. De aceea, ținta noastră este să creștem de la 450 de unități la 1000 numărul școlilor unde să oferim acest suport alimentar copiilor. Cardurile în valoare de 500 de lei cu care părinții pot cumpăra rechizite și îmbrăcăminte pentru elevi au început să ajungă în unele școli. Unitățile de învățământ au termen 5 zile să dea părinților tichete educaționale în valoare de 500 de lei de la data primirii acestora de la inspectoratele școlare. Se arată în ordinul Ministerului Educației și Ministerul Fondurilor Europene cu regulile de distribuire a acestor carduri.